Dimineața aceasta am o slujbă puțin mai grea. M-am rugat Domnului în ultimele zile, de joi și până ieri, și Dumnezeu până ieri nu mi-a vorbit nimic și a zis: Doamne, avem cină, binecuvântare, e nevoie și de încurajare, este nevoie de ridicare, este nevoie de atâtea lucruri. Și a zis: Doamne, cum să le cuprind pe toate? Și Dumnezeu a zis: dar ce trebuie că să le cuprinzi tu? Le cuprind eu. Eu sunt bogat, în putere, măreție, slavă. Eu îți dau tot ce ai nevoie, slăvit să fie Domnul. Și ieri, în timp ce mergeam pe mașină, vorbesc cu soția și la un moment dat recit un verset. Așa mi-a venit atunci să recit. Și Dumnezeu a zis: a, gata, de aici. Pleacă de aici și îți dau restul tot ce este nevoie. Slăvit să fie Domnul. Și vreau să vă fac o promisiune, nu de la mine, de la Domnul. O să fie absolut tot cuprins în ceea ce rostim. Și o să ajungem să mâncăm și pizza la 12:30. O să vorbim și despre inima noastră care are nevoie de Hristos. O să vorbim și despre copilaș. O să vorbim și despre jertfa Domnului Iisus Hristos, că suntem la cină. Și în final o să învățăm o rețetă bună, care să o luăm cu noi acasă, să o punem în aplicare, să mâncăm de fiecare dată bine. Slăvit să fie Domnul! Îl rog și pe fratele David să proiecteze doar două versete în dimineața aceasta din Ioan, din Noul Testament, Ioan, capitolul 14, versetele 30 și 31. Acolo este un pasaj în care Domnul Iisus vorbește despre păzirea poruncilor, dar vreau să fiți atenți la un lucru acum. Un om responsabil, înainte să vă citesc cele două versete, un om responsabil niciodată nu va vorbi despre păzirea poruncilor numai pentru alții, ci și pentru el. E și el inclus în păzirea poruncilor respective. Eu aș fi un ipocrit să vin să vă vorbesc vouă. Vorbeam cu cineva pe drum și persoana respectivă a zis către mine: mă, la noi în sat era o vorbă și zice, toți ziceau: băi, să nu faci ce face popa, să faci ce zice popa. Băi, zice, ce zice el, e minunat, ma ce face el. Și a făcut o paranteză și a zis către mine în felul următor: ăsta avea nu știu câte zeci de butoaie de țuică în curte, zice, la el era birtul cel mai mare, la el era cârciuma cea mai mare. El vorbea despre Dumnezeu și despre păzirea poruncilor. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, cuvintele Domnului Iisus, capitolul 14, versetele 30 și 31. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine, dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Sculați-vă, haideți să plecăm de aici, a zis Domnul Iisus. Fraților, în timp ce am recitat versetul 30, ieri, în ziua de ieri, fiind pe mașină, întorcându-mă cu soția înapoi spre casă, și am avut câteva sute de mile de făcut, în momentul respectiv, Dumnezeu a zis în felul următor: va trebui să le vorbești mâine dimineață despre un recensământ al inimilor. Știți ce e un recensământ? E un sondaj. Vrea guvernul să știe câți oameni are în țară, câți copii de anumite vârste, te întreabă și câte găini ai acasă în coteț. Te întreabă și câți porci. Te întreabă lucruri care la prima vedere zice: Doamne, dar de ce vrea să știe omul ăsta? Vor să știe. Și acum ascultați-mă ce vă spun. Știți care e situația ciudată? Că orice magazin care se respectă își face un inventar. Își face un recensământ. Vor să știe ce au și ce nu au. Vor să știe, ascultați-mă, cât s-o furat și cât mai este. Aici e o problemă. Să fură. Știți? Și acum vreau să vă întreb pe voi. Dacă să fură din magazin, oare din inimile noastre nu să fură? Ba da, 100%. Și acum vreau să încep cu un lucru foarte important. Zilele trecute m-am uitat la un reportaj făcut despre o actuală mare cântăreață. La prima vedere m-a rugat Domnul și a zis: Doamne, nu vreau măcar să-i pronunț numele, că nu vreau să-i fac publicitate. Și Dumnezeu a zis: dar tu nu-i faci publicitate bună, tu-i faci publicitate rea. Spune la oameni cine îi, ca să nu, să se ferească și ei și copiii să știe ce și cum. Numele ei este Katy Perry. Ați auzit-o? Uite, deja fetelor au început să zâmbească. O cunosc. Ei, femeia asta, fraților, în tinerețea ei a fost crescută în adunare. A fost crescută în casa lui Dumnezeu. A cântat în cor. A cântat solo-uri singură. Avea o voce bună.
La un moment dat, dintr-o dată, ajunge pe scena lumii și ascultați-mă ce vă spun. Single după single, album după album, ridicare după ridicare. Și toți se uitau și ziceau, domnule, dar ce se întâmplă? Cum? Ascultați-mă. La un concert a ieșit în față și în public era unul de care ei i-a plăcut în timp ce era în școală. Și ăla nu a băgat-o în seamă. Și acum ea de la microfon îl face de rușine. Zice, nu ți-a plăcut atunci de mine. Acum nu mai place nimic de tine. Și, ascultați-mă acum, că ajung undeva cu treaba asta. În reportajul ăsta s-a arătat, ascultați-mă, progresul din punct de vedere al lumii al acestei femei, de unde a plecat. Și ascultați-mă ce vă zic. Eu întorc acum lucrurile. Eu am luat-o ca regres. Adică, o pornit de la ceva bun și a ajuns la ceva rău. Ei au vrut să scoată relief la început. Domnule, o pornit de la biserică și a ajuns pe marile scene ale țării. Sau ale lumii, dacă vreți. Dar am băgat de seamă la niște lucruri, fraților. Ascultați-mă ce vă spun. La un moment dat, femeia asta o da niște interviuri. Și când o dat interviul sau interviurile, la un moment dat, cel care o intervieva i-a pus niște întrebări specifice și a zis, totuși, am vrea să știm cum ai ajuns, unde ai ajuns. Și acum ascultați-mă, fără niciun fel de nonșalanță, o zis, oh, dar e foarte simplu. Mi-am vândut sufletul diavolului și i-am spus într-o zi, vreau să ajung faimoasă și să primesc ce nu pot să primesc. Și ascultați-mă, și o zis, vrei? Dă-mi sufletul tău și eu te duc unde tu vrei să ajungi. Ascultați-mă ce vă spun. În cel puțin două interviuri o spus-o cu nonșalanță. O recunoscut. Mă vreau să vă spun. Bob Dylan a făcut exact același lucru și o recunoscut. Și sunt mulți ca și ei care au ajuns de la vai șamar, iertați-mă că vorbesc așa, la domnule, dintr-o dată, la televizor. Și ascultați-mă ce vă spun. Merg o viață de 30-40 de ani, tot în gloria asta lumii. Și acum am ajuns unde am ajuns ieri, în discuția cu soția. Și acum ascultați. Ați auzit de Bruce Willis? Ați auzit? Ăsta care a fost cu Die Hard, a avut franchise-ul ăsta Die Hard. Nu vă vorbesc despre filme. Unii să mă condamne, dar eu fac o paranteză acum și fac o paralelă ca voi să înțelegeți ce vă vorbesc. Omul ăsta a pornit de la un serial de televiziune și în serialul a avut un rol în care se purta wacky. Știți ce-s wacky? Puțin nebun așa. Dintr-o dată s-a ridicat, a ajuns la Die Hard, a ajuns la filmele astea de acțiune, a ajuns unul dintre cei mai recunoscuți actori din Hollywood și acum vreo 3 luni de zile s-a anunțat ceva. Ascultați-mă. S-a anunțat că și-a pierdut mintea, că se poartă ca un copil care nu are minte și nevasta lui încă o pus la televizor să vadă oamenii. Râdea, aiurea, trebuie să-l ducă de mână la baie, nu știe când trebuie să facă lipsa, nu știe când trebuie să se schimbe, nu știe nimic. Ascultați-mă că fac o paralelă. Nu vi se pare ciudat că exact cum s-a purtat în filmul care l-a dus înspre a fi unde este, exact acolo a ajuns în final? Și o să ziceți, dar de ce? Pot să vă mai dau multe exemple, dacă vreți. Acum, ori mai ajuns câțiva săptămâne trecute, ori anunțat, ăla e așa, ăla e așa, ăla. Phil Collins, un altul mare de prin anii 80-90, a fost unul dintre cei mai mari cântăreți, toboșar, și după a ajuns să fie cel mai mare artist. În ziua de astăzi, în cărucior cu rotile, are nu știu ce probleme cu mușchi, cu oasele, cu nu știu... Asta și m-am gândit, bă, dar cum, bă? Din ce cauză? Oamenii ăștia au ajuns la un moment dat să, în ghilimele, să-și vândă ce au avut mai important satanei, să câștige lumea asta, dar acum fiți atenți ce vă spun în dimineața aceasta. Mă duc înapoi la versetul 30. Am să încep cu versetul 30 și am să termin cu versetul 31. Căci vine stăpânitorul lumii acesteia, punct. El n-are nimic în mine. Oh. Fiți atenți acum un picuț. Hai să analizăm puțin
Nu voi mai vorbi mult cu voi. Prima propoziție. Știți ce zice Hristos? Auzi. Vorbărie multă, pierdere de vreme. Are rost să mai stăm mult, că eu am venit cu un scop și scopul mi l-a duc la îndeplinire. Așa să fiți și voi. Măi, prea multă vorbărie nu ne duce niciunde. Și acum ascultați. De ce? Căci vine stăpânitorii lumii acesteia. Punct! Aș putea, sau am putea, din versetul ăsta să facem o serie de vreo 10-15 predici. Știți câte esențe doar în versetul ăsta? I-a spus soție ei. Nu o să fac treaba asta în dimineața aceasta, nu vă îngrijorați. O să mâncăm pizza la 12:30. Ascultați acum. Căci vine acțiune. Lucru garantat. Va veni 100%. Cine? Stăpânitorul lumii acesteia. Ascultați-mă acum o secundă. Fiți atenți că nu vreau să vă pierd. Vreau să fiți foarte atenți la ceea ce vă spun acum. Un lucru garantat pe care Hristos l-a spus este: eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt cel trimis, ales și trimis de Dumnezeu să fac voia lui Dumnezeu. Eu voi duce la îndeplinire și Satana știe că voi duce la îndeplinire voia lui Dumnezeu. Dar totuși, vine și în dreptul meu. Și am o întrebare acum pentru tine. Dacă a venit în dreptul lui, nu o să vină în dreptul tău? 100%. Și acum fiți atenți la următorul lucru. Stăpânitorul lumii acesteia. Caracterizare. Cine vine? Satana. Lucifer. Îngerul de lumină. Cel mai frumos dintre toți. Vine stăpânitorii lumii acestea. Și acum ascultați-mă ce vă spun. El n-are nimic în mine. Am o întrebare acum pentru voi. Dar dacă are? Și el vine să-și ia ceea lui. Ai problema, așa-i? Problema nu-i la el. Problema este la noi. Pentru că dacă noi avem ce să-i oferim, el își va cere dreptul. Și asta se întâmplă acum cu oamenii ăștia, fraților, care au ajuns undeva datorită faptului că ei cred că și-au vândut sufletul. Acum ascultați-mă, te rog să proiectezi Eclesiastul 12:7. Vreau să stabilim ceva de la început. Că oamenii ăștia s-au mințit pe ei înșiși, de fapt Satana i-a mințit și ei au acceptat minciuna. Eclesiastul 12:7, dacă îl găsești. Aș vrea să-l vedeți toți. Fiți atenți aici. Eclesiastul spune așa: până nu se întoarce țărâna în pământ, diferențiere, adică trupul nostru, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a... Poți să-ți vin sufletul Satanei? Nici vorbă. Crezi? Tu crezi că îl dai Satanei? Dar cuvântul spune clar: țărâna în pământ și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Tu zici, îi dau sufletul. Tu nu-i dai sufletul, că sufletul n-are cum să meargă la cel rău. Este a lui Dumnezeu. Dar poate Dumnezeu să arunce și sufletul și trupul în ghenă, zice cuvântul lui Dumnezeu. Nu lasă pe Satana stăpân peste sufletul tău. Nici vorbă. Acum o să ziceți, dar frate, ce vrei să spui? Am să spun acum în dimineața aceasta. Problema mare este că tu ai ales să dai tot conținutul inimii tale... Ascultă-mă, tot conținutul inimii tale, tot ce ai tu în interiorul tău, Satane. Și a zis, știi ce? Îți dau tot. Și într-o zi o să vină și o să zică, da, acum vreau ce al meu. Mi-ai dat lucrurile respective, acum vreau ce al meu. Și ascultă-mă acum ce spun. Știi ce se întâmplă? Oamenii ăștia nu pot plăti. N-au cum să-i plătească, nu? Păi cum să-i plătești tu milioane de dolari care ai câștigat? Cum să plătești tu femei cu care te-ai culcat de atâția ani de zile sau bărbați? Cum? Iertați-mă, eu vorbesc adevărul. Cum poți tu să plătești Satanei tot ce a făcut el pentru tine? Și vreau să spun un lucru. El ți-a dat toate lucrurile astea că tu ai cerut ce-i pe pământ. E stăpânitorul lumii. Nu-i stăpânitorul universului. Și tu te-ai ales cu toate lucrurile astea. Și zici, dar eu n-am acum cu ce să-ți plătesc. Și o să zic, oh, nu ai. Lasă că te rezolv eu pe tine. Și vine și să atinge numai un puțin așa de un nerv de-a tău, știi? Și dintr-o dată începe ochiul să-ți sară aiurea. Și într-o dată se transferă în altceva și se transferă în mai mult și mai mult și mai mult și într-o dată vezi că omul ușor, ușor se stinge și acum se zice din ce cauze. Pentru că i-ai dat pe mâna Satanei. Și Dumnezeu zice, na mă, la asta ai vrut să-i slujești, cu asta ai făcut deal. Auzi, ai avut contract cu mine, mă. Eu te-am răscumpărat cu sânge sfânt. Eu te-am pus într-un loc unde te-am păzit, ai cântat spre slava mea. Ascultați-mă ce vă spun.
Ce vă spun acum e asemănare cu Lucifer. Vă rog să-mi spuneți, unde a fost Lucifer? Lângă Dumnezeu. Cel mai frumos. Zice cuvântul Domnului despre el. Și ce a făcut el? O scostrâns o grămadă de îngeri care nu ar mai vrut să asculte. Eu la cu el și toți s-au împotrivit lui Dumnezeu. Și dintr-o dată, problemă mare. Mă rog să vă întreb, pentru cine? Pentru Dumnezeu, problemă mare? Nu. No. Pentru el. La fel ca și cum e problemă mare pentru ăștia acum. Că ăștia au uitat să facă un lucru. Au uitat să mai facă un recensământ al sufletului lor și al inimilor să vadă, măi, mai locuiește Hristos în toată plinătatea, în interiorul meu. Ascultați-mă ce vă spun. Dacă vă veți uita la video-uri de-a lui Katy Perry dinainte, să vedeți cum spunea, oh, toate îi dau lui Dumnezeu, Dumnezeu m-a ajutat, Dumnezeu m-a ajutat, Dumnezeu m-a ajutat. Și dintr-o dată zice, mi-am vândut sufletul diavolului. Ma, fraților, mă duc repede pentru că timpul se scurge. Vreau să înțelegeți un lucru pe care deja l-am menționat, dar vreau să repet încă o dată. Când nu-ți mai faci recensământul inimii tale și al sufletului tău să strecoară lucruri din lumea aceasta care aduc rod. Voi auziți ce vă spun? Aduc rod. Hai să facem acum o analizare. Voi vă duceți pe un pământ. Uite, tati lucrează pământul. O săpat absolut totul, l-o pregătit, o semănat. Dar ascultați-mă ce vă spun. Buruien n-o semănat. Știți că alea cresc mai repede ca și ce-o semănat el? Eu am o întrebare pentru, dar de ce? Că nu v-a făcut nimic special, nu le-a zis veniți și așezați-vă. Băi, totuși, de unde a reușit? Ei, cam așa este și cu inima noastră. Nu le semănăm neapărat, dar vin. Și cresc dintr-o dată împreună cu ceea ce am semănat noi. Și acum ascultați-mă, știți ce înseamnă recensământul? Știți ce înseamnă? Trebuie să vezi ce e în interior și să iei acțiune. Băi, păi eu nu pot să las roșiile, cartofii, ce îmi pun eu în grădină și zic, gata, le-am plantat, le dau apă și nu mă mai interesează. Ascultă-mă, de lași 2 săptămâni de zile o să fie mai mari bălăriile ca și ce ai semănat. Și nu mai recoltezi absolut nimic. Și tu trebuie să vii și să mai faci un recensământ și să zici, băi, trebuie să analizezi situația. Ce fac? Pun mâna pe sapă? Pun mâna pe hârleț? Smulg? Acum știți ce se întâmplă? E o problemă. Astea necesită efort. Și nouă nu ne mai place efortul. Băi, când vii acasă de la lucru, ce-ți place prima dată să faci? Eu acum vorbesc și de mine. M-aș din de pe pat să dau drumul. Mă, nu mă uit la filme proaste. Dar unul creștin m-aș uita. Știți? Că așa suntem noi. Mă fac o paranteză, nu vorbesc pe nimeni de rău. Voi n-ați fost unii, majoritatea dintre voi, majoritatea zic, n-ați fost cu noi în timpul ăla. Venea cineva împreună cu noi. O femeie mai în vârstă. Și la un moment dat, Dumnezeu îmi spune, zice, în seara asta voi nu puteți să continuați că poporul a păcătuit până nu se mărturisește. Uite, aici am fost și mă ridic în picioare și spun pe direct. Ați păcătuit și nu primim din partea lui Dumnezeu nimic până când nu. S-a uitat toți cam ciudat la mine, știți? Uite, soția aici știe. Și a zis, ascultați-mă, nu mergem mai departe până nu vă mărturisiți. Și zic, nu așa, numai că mă mărturisesc în particular, n-aude nimeni. Nu, cu viu grai. I-am pus la mărturisire pe toți. Și am luat cât a fost nevoie, jumătate de oră, 45 minute să se mărturisească toți. Și s-a ridicat o bătrânică aproape de 80 de ani, în picioare, și a zis, mă, fraților, ascultați-mă, nu a fost mărturisire personală, a fost mărturisire publică, pot să o spun. Și a zis, fraților, am nevoie de entertainment. Auziți? Eu când au zis treaba aia, m-a bufnit râsul. Și iertați-mă, nu că am judecat-o. Firea m-a făcut să râd. Am zis, la 80 de ani, ce entertainment? Sau cât are? Ce entertainment? Și au zis, am nevoie de entertainment. Și au zis, fraților, trebuie să mă mărturisesc. Azi noapte am stat până la ora 2 și m-am uitat la un film de groază. Când au zis treaba aia, vă spun sincer, am căutat așa o găurică mică să mă bag undeva în podea. Am zis, la un film de groază? Și zice, la urmă, zice, au venit peste mine niște frică, n-am mai putut să dorm, deloc, mamă asta. Și zice, și acum ascultați, și acum eu așteptam să spună femeia, fii atent, acum m-am pus pe genunchi la rugăciune, am făcut un recensământ al inimii, m-am gândit că am făcut rău, mi-am cerut iertare Domnului. Și zice, când am văzut că au venit peste, am dat drumul la televizor și m-am uitat la încă unul. Mamă, a zis, wow, ai băut o bere, după aia mai băut un coniac și după aia mai bei până nu mai știi de tine. E bun recensământul? Nu, nici vorbă.
Dar dacă ea, de exemplu, zicea fraților, m-am pus la rugăciune imediat, am mustrat duhurile a străine, am poruncit să plece de la mine, Doamne, și acum ascultați-mă ce vă spun, am apreciat că o mărturisit, slăvit să fie Domnul. Dar acum am o problemă. Știți care e problema? S-a mai întâmplat? Mă strânge în spate, știți? Că fraților, ascultați-mă ce vă spun. Ce nu eliminăm, necotropește. Auziți ce vă spun? Ce nu eliminăm, necotropește. Într-o zi, it's gonna overpower you pentru tineri. If you don't get rid of it, it will overpower you. Și aici e problema cea mai mare. Și acum ascultați-mă, vreau să proiectez Geneza 3:6. Ascultați-mă, încep cu începutul, ca să vedeți că de la început cel rău a venit să facă ce nu trebuie să facă. Uitați aici. Fiți atenți aici. Aici, în Geneza 3, o să găsiți pe bărbat și pe femeie, pe Adam și pe Eva, în grădina pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru ei și a spus așa, geabul vostru este care? Să lucrați și să păziți grădina. Bă, mai faceți un recensământ, vedeți cine intră și dacă intră ceva care nu-i bun, care nu-i din partea mea, dați-l afară. Ăsta a fost geabul lor, să se bucure în fiecare zi, să mănânce bine, să odihnească. Și acum ascultați, să strecoare cel rău înăuntru prin șarpe și spune un lucru care, ascultați-mă ce vă spun, i-a semănat o sămânță de buruiană îngrozitoare. Știți ce i-a spus? Nu veți muri negreșit. Sigur nu veți muri. Acum ascultați-mă ce vă spun. O zis adevărul. Acum aș putea intra într-un alt subiect. Când voi dați răspunsuri care să înțeleg și da și nu. Cum e? E bune? Nu. Așa o dată asta. Zic, măi, el nu a explicat. Băi, voi nu veți muri din punct de vedere fizic. Nu o să muriți. O să rămâneți în viață. Dar voi veți muri din prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vă mai dă totul pe gratis ca până acum. Voi nu vă mai puteți odihni în pace și în liniște cum v-ați odihnit până acum. Că de acum înainte spin și pălămid o să vă dea. O să trebuiască cu sudoarea fiet. Asta nu mi-a spus așa. Era frumos să le spună și treaba asta. Dar nu le-a spus treaba asta. Le-a spus doar atât. Și acum ascultați. Știți ce a făcut el? O semăna dorința de explorare. Tinerilor, în dimineața aceasta vorbesc pentru voi acum. Vine satana la voi și vine și se pune sămânța de explorare. Și zice, da, ce e așa de mare lucru să mă mai duc la un film cu băiatul ăsta? A, mare lucru să mă duc cu el acolo. Nu-i mare filozofie. El stă lângă mine, eu stau lângă el. Dar în timpul filmului, când e întuneric și nu se vede absolut nimic, vin niște gânduri din partea celor. Și zice, întinde mâna în stânga, întinde mâna în dreapta. Nu mă duc mai departe în dimineața asta. Iertați-mă, trebuie să vorbesc. Și știți ce se întâmplă? Înaintăm, dar nu înaintrăm înspre bine, ci înspre păcat. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că fii, trebuie să fii ai luminii, nu ai întunericului. Noi suntem fii ai luminii. Ce căutați voi într-un loc întunecat? Unde nu vă vede nimeni și faceți voi ce vă place vouă. Nici vorbă de așa ceva. Tot ce faceți, să faceți în lumina adevărului lui Hristos. Mă întorc înapoi la cuvânt. Ascultați acum. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, Geneza 3:6, plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Auziți cât e deșiret cel rău. Bun de mâncat, plăcut de privit și de dorit. Păi eu vă întreb pe voi, ce vă trebuie mai mult decât atâta, nu? La prima vedere zici, băi, mâncare bună, nu mă satur să privesc și nu mă satur să-mi doresc lucrul respectiv. Ai, la prima vedere zici, merg, e de la Domnul. E de la Domnul. Nici vorbă. Ca să deschidă cuiva mintea. Eu vă întreb pe voi, erau încuiați? Nu a venit Dumnezeu fiecare zi cu ei. Nu vorbea cu ei gură către gură. Nu-l cunoșteau. Ba da. Problema a fost că cel rău, ascultați-mă, nu a vrut să le deie minte, ci să le ofure. Și buruienile care le sădește cel rău, când tu nu mai faci recensământul inimii tale, sunt ca să-ți fure pacea, liniștea, dorința, mâncarea, somnul din timpul nopții și liniștea din timpul zilei.
Și acum ascultați. Vreau să vă întreb acum pe voi. A cui a fost acțiunea? A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatul lui care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Hai să analizăm puțin. Ce l-a spus Dumnezeu? Ne ducem înapoi. Păziți, lucrați și păziți grădina. Care era scopul lor? Băi, noi atâta suntem de ocupați acum. Ascultați-mă, traduce-ne. Mă, atâta de ocupate de ascultat de Dumnezeu și a face voia lui, că n-am vreme de prostiile astea, mă. Ia spuneți-i satanei când vine cu un gând la voi. Băi, atât ați de ocupat, acum mă gândesc numai la Dumnezeu, vreau să fac ceva bine, nu mă interesează, pleacă și lasă-mă în pace. Și doi, păzirea. Știți ce înseamnă să păzești? Știți? S-ar putea să te doară, s-ar putea să te tai, s-ar putea să te taie inamicul pe tine. Acum ascultați-mă ce vă spun. Când voi smulgeți buruieni, nu vi se crapă mâinile. Și încă un lucru. Vă rămâne pe mâini verziciunea aia și gălbeneala aia pe mâini. Dar știți ce dă dovadă? Că voi ați făcut ce o trebuie să faceți. Și când se termină absolut totul, știți ce faceți? Ce facem noi acum? Ne ducem în grădină și fiecare dimineață rupem roșii din alea așa, zici că o turna cineva zahăr pe ele și mâncăm din ele. De ce? Că au fost plivite, au fost îngrijite, nu au fost lăsat ca să vină păsările și să mai ciocănească, să facă ce nu trebuie. Înțelegeți voi ce vă spun? Pentru că trebuie ieșit în grădină și văzut cum stau lucrurile în recensământul ăsta care îl facem noi. Mergem mai departe. Tot Geneza 4:7, te rog să proiectez. Mă duc repede și vă promit că o să terminăm în timp. Fiți atenți aici. Aici vorbește Dumnezeu lui Cain. Dacă vă veți duce cu câteva versete mai sus, o să vedeți că fiecare dintre ei avea o slujbă. Fiecare dintre ei. Aparte. Unul era cu ceva, ălaltul era cu altceva. Și acum ascultați ce vorbește Dumnezeu lui Cain. Niciodată n-am înțeles 100% cuvântul ăsta cum l-am înțeles acum. Nu e așa, zice Dumnezeu. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Traducere. Băi, Caine, uite care e problema. Problema este că tu ești rău și faci numai rău. Tu acum vrei să-l asuprești pe fratele tău și ești supărat că i-am primit jertfa. Dar eu i-am primit-o pentru că ăla face bine și bine primit și ție nu ți-am primit-o din cauza că tu ești rău și faci rău. Voi înțelegeți? Auziți, translatare. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Acum vă întreb pe voi, care dintre ei a fost bine primit? Abel, nu? Ce denotă lucrul respectiv? Că Abel a făcut ce-i bine. Dar dacă faci rău, fiți atenți. Adică acum vorbește despre el, Caine. Despre tine vorbesc. Păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l... Fiți atenți acum. O știu Dumnezeu că el vrea să-l omoare pe Caine, pe Abel. O știu? Și o zis în felul următor. Dar dacă faci rău, băi, Caine, tu trăiești în nelegiuire. Tu nu ți-ai mai făcut recensământul inimii tale. În inima ta au crescut buruieni care acum îți spun că fratele tău e rău și tu ești bun. Și tu vrei să-l omori. Păcatul pândește la ușă. Care a fost păcatul? Păcatul omorului. Băi, bagă de seamă că buruienile astea acum te duc la crimă. Și fiți atenți acum. Se întâmplă ceva. Dorința lui se ține după tine. Acum eu vă întreb pe voi. Dacă voi înlăturați ceva și băgați între gratii, să mai poate ține după voi. Problema este că păcatul pândește la ușă. Unde? Oriunde ești. Oriunde ești. Dorința lui să ține după tine, dar tu să-l fără ce însământ. Scoate afară tot ce nu-i bun, gândurile astea rele care îți vin să-l omori pe fratele tău Abel, dă-le la o parte că nu vin de la mine. Și acum ascultați ce îi spune Dumnezeu practic. Băi, dacă tu te schimbi, dacă tu faci recensământ, dacă tu dai afară tot ce este rău, primesc și jertfa ta. Problema este la noi, nu la Dumnezeu, drept? Problema este că Dumnezeu face recensământ în dreptul nostru în fiecare zi. Și vrea să vadă, să găsească roadă bună. Nu o găsește? E vina lui? Nu, e vina noastră. Ne-a pus la dispoziție toate lucrurile de care avem nevoie să facem voia lui. Și noi ce facem? Te rog să proiectezi repede. Geneza 6:5. Fiți atenți aici. Aici dacă veți citi, pasajul începe cu stricăciunea oamenilor. Vremea lui Noe. Fiți atenți acum. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că... Fiți atenți acum. Ascultați acum.
Ce înseamnă să nu faci recensământ și să te nepădească buruienile. Și că toate întocmirile gândurilor din inima lui. Oh, cum adică? Păi am crezut că eu gândesc cu mintea. Toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Eu când am citit cuvântul ăsta m-am îngrozit. Știți ce înseamnă treaba asta? Ascultați. Un adevăr absolut. Știți ce înseamnă un adevăr absolut? Ceva care a ajuns la maxim, dacă vreți. Ai umplut ceva la maxim. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. Am să vă întreb, cât era de mare? Traducere, imediat. Toate întocmirile gândurilor lui era la maxim. Mai rău de atât nu se putea. Adică tot ce gândesc să fie rău? Adică tot ce îmi pun în cap să fie rău? Și acum ascultați-mă, îngrozitor. Hai să zici că într-o zi, nu? Te-ai gândit la rău. Și toată ziua aia numai rău te-ai gândit. La mâine zi, vii înaintea Domnului și zici, Doamne, ce pare rău, îmi cer iertare, te rog, iartă-mă, mă pocăiesc. Dar ascultați aici. Și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi, numai înspre rău. Ascultă-mă, că nu mai ajungi să-ți faci un recensământ al inimii tale, exact asta se va întâmpla. În fiecare zi, inima ta o să-ți dea numai gânduri rele, numai imbolduri rele, numai impulsuri rele. Voi înțelegeți ce vă vorbesc? Când nu ești conectat unde trebuie să fii conectat. Vreau să vă dau acum un exemplu, ca voi să înțelegeți. Am avut în Arizona un om al lui Dumnezeu. Soția știe despre cine vorbesc. Pe care Dumnezeu vorbea cu Dașa mea. Proroc. Și la un moment dat a venit cineva la el și a vrut să-l bage într-un business și a vrut să mă bage și pe mine în businessul respectiv. Și a zis, băi, fii atent aici, îți vin cecuri între 70 și 80 de mii de dolari la lună. Intră în businessul ăsta cu mine. M-a dus pe mine și pe soția mea la el acasă, la prezentare, la absolut tot. Și vreau să vă spun ceva, s-a băgat 100% în businessul respectiv. Și dintr-o dată îmi zice cineva, zice, măi, eu am fost la el acasă, măi. I-a venit un cec de 70 ceva de mii într-o săptămână și săptămâna altă a venit un alt cec de 80 ceva de mii de dolari. Și ce voi are asta acum bani, de nu știe ce să facă cu ei. Ascultați-mă ce vă spun. În momentul când a început să vină banii, s-au dus pocăința jos. Absolut nu a început să meargă jos. Și acum ascultați-mă. A început să facă turul Americii. Și mergea peste tot prin America. Dar fiți atenți acum, că vreau să vă spun ceva. Că voi nu înțelegeți ce înseamnă să năpădească buruienile astea și tu să nu mai faci recensământ. Toți l-au cunoscut de proroc bun. De pe vremea când era bun. Și unde mergea, l-a ascultat toți. Zicea, băi, dar nu e ăsta cu Tărescu. Ba da. Și a început să meargă să predice și la sfârșit își prezenta business-ul. Și mai băga oameni, și mai băga oameni, și mai băga oameni. Și acum fiți atenți acum la ce vă spun eu. Odată v-am mai dat exemplul ăsta. E un exemplu dur, dar trebuie să fiu dur cu voi în dimineața aceasta. Pentru că Hristos câteodată trebuie să fie dur cu noi. Știți lucrul ăsta? Și s-a dus și prezenta pachetul. Îți luai Dish TV, adică parabolică, îți luai telefonul celular sau telefoanele celulare, îți luai telefonul de casă și mai știu ce alte, toate într-un pachet, la un plan cu discount foarte mare, dar trebuia să le cumperi prin ei. Totul era prin ei. Și acum ascultați, după ce ți-l prezenta tot frumos și zicea, măi, e minunat, să iei o groază de bani, fiți atenți, la urmă era o specificație, știți care? Bă, zice, fraților, e o singură, un mic lucru, zice, acum nu-i mare filozofie, zice, uite care e treaba. În pachetul ăsta, îți vreo, nu știu câte ori fost, 4, 6, 10, 12 programe de filme porno. Și atenți acum, nu mă interesează că sunt atât de direct, că ieri m-a făcut cineva o specificație și a zis, despuneai lucrurile astea. I-am spus niște lucruri de la Amvon, la Cutărescu în biserică, nu mai vedeai Amvon niciodată. Și a zis, slăvit să fie Domnul că nu sunt sub jugul nimănui decât al lui Dumnezeu. Și vorbesc adevărul exact așa cum este. Și zice, fii atent, dar zice, ai o parolă, ascultați acum, ai o parolă și zice, tu poți să pui parola pe programele respective și zice, nu intră nimeni acolo. Dar acum vă întreb pe voi, dar dacă îți vine ție să dai drumul la parolă pentru tine? Ha? Ce zici? Că tu ai posibilitatea oricând, nu? Adică să lași pe, auziți? Îl las pe satana să intre în interiorul meu și îl controlez eu pe el. Vezi-ți de treabă. Vezi-ți de treabă. Dorința lui să ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Nu să-i dai drumul înăuntru. Să nu lași să intre.
Voi pricepeți ce vorbesc. După ce ai dat drumul, face ce vrea cu tine. Și acum ascultați-mă ce exemplu i-am dat. Un exemplu groaznic. Și vreau în dimineața aceasta, vă vindecați până când trebuie să mâncați pizza. Vă promit eu. Eu am întrebat acum, am pus o întrebare. Și odată v-am mai întrebat treaba asta. Vă rog să mă iertați că sunt atât de dur. Dar trebuie să fiu dur. Vă duceți la cel mai mare restaurant. Și vreți să mâncați cea mai bună mâncare. Și zice la fiat de tăi, o dau pe gratis. Nu trebuie niciun cent. Dar uite atâta cent. Pe marginea farfuriei care o mănânci, vreau să-ți pun o bucățică mică de excrement de pisic proaspăt. Vă zice, fiate, nu atinge mâncarea, nu-ți face nimic, dar vreau să fie acolo pe farfurie. Eu vă întreb pe voi, mâncați mâncarea aia? De ce? Că e pe gratis. Nu se atinge de mâncarea voastră. Dar o mirosiți tot timpul, așa-i? Mirosiți ce nu trebuie. E greu, așa-i cuvântul dimineața asta, e greu. Dar ascultați-mă ce vă spun. Trebuie să fie câteodată greu ca să ne trezim. Trebuie să fie greu ca să ne trezim. N-ați mâncat din alea așa, dar ați primi televizorul cu 10, 12, 15 programe porno și să puneți o parolă. Și vine și vi-l prezintă unul care e mare. Ați înțeles ce vreau să vă spun? Și acum vă întreb pe voi. Dacă l-o dus pe el în eroare, pe voi nu vă poate duce? 100%. Problema este în felul următor. Când îți faci recensământul inimii tale și a sufletului tău în fiecare zi și dai afară tot ce nu-i bun și îl ții doar pe Hristos, n-are cum să intre cel rău. Slăvit să fie Domnul. Că în inima ta clocotesc râuri de apă vie, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mă opresc imediat. Fiți atenți aici. Geneza 37:11. Proiectează repede că ne apropiem de încheiere. Geneza 37:11. Este vorba de Iosif. Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Auziți, din ce cauză l-au pismuit? Vreau să spuneți, din ce cauză? Zice cuvântul lui Dumnezeu că Iosif nu ieșea din voia tatălui său. Îl asculta în absolut toate lucrurile care îi cerea tatălui să facă. E drept? Așa scrie. Era ascultător în toate. Tatăl său i-a făcut o haină pestriță. Din ce cauză? Că a fost neascultător? Nu, că a fost ascultător. Am vreau să vă întreb pe voi. Ați văzut pe alții care sunt mai bine cuvântați ca voi? Și v-a fost ciudă puțin. Băi, dar ești mai pocăiți ca voi, mă, de-aia. Eu vă dau așa cum este. Vă place? Nu vă place? Mai pocăiți ca voi. Dumnezeu iubește. Vă iubește și pe voi. Și o să vă dea și vouă tot ce cereți. Și mie la fel. Că o să fiu la fel de pocăi ca ei. Dacă nu sunt, nu-mi dă haină pe striță. Dar auziți ce roi suntem noi. Frații se au început să-l pismuiască. De ce? Că îl iubea Dumnezeu, așa-i? Că făcea voia lui Dumnezeu, că era ascultător. Ascultați-mă ce vă spun. Scot în relief un lucru. Problema este că exact treaba asta o scoate satana în față și zice, dar vrei să fii pismuit de toți, mă? Băi, ascultă de Dumnezeu, fă tot ce spune Dumnezeu, să vezi cum o să te pismuiască toți. Mă, nu-s bune lucrurile astea. Lasă mai bine, du-te cu spiritul mulțimii. Cum vor toți, așa faci și tu. Niciodată nu o să fac așa ceva. Singur să rămân, niciodată n-am să fac așa ceva. Am să-l ascult pe Dumnezeu. Pentru că dacă veți citi toată istoria, ascultați-mă, nu Iosif s-a întors la frații lui, ci frații lui s-au întors la el. Și o să ziceți de ce? Pentru că Dumnezeu niciodată nu a plecat de la Iosif. Dar ei au plecat de la Dumnezeu. Frații lui au plecat de la Dumnezeu. Și într-o zi nu și-au mai făcut recensământul să vadă că ei nu mai erau ascultători numai de Dumnezeu. Nu mai erau ascultători nici de tatăl. Unde i-o trimis tatăl său? Mergeți și parteți oile. Unde i-o trimis? Mai știți? Am vă dau temă de casă. Vă spun unde s-a dus. Ei s-a dus la dotare. Și tatăl său când i-o trimis, când l-a trimis pe Iosif, zice, du-te acolo. Citiți? Să vedeți. I-o găsit acolo. Nu, ei erau acolo. Erau plecați. Ascultători au fost. O trimis vreo telegram acasă la tatăl să zică, băi, vezi că am plecat, dacă ne caut să știu unde suntem. Temă de casă. Te caută Dumnezeu. Pe unde ești? Face Dumnezeu recensământul. Mai ești în locul în care vrei? În care vrea Dumnezeu? Nu, este locul în care vreau eu. Exodul 32:7-9. Mă opresc repede. Mă duc acum foarte repede. Exodul 32:7-9. Fiți atente. Domnul a zis lui Moise, scoală și pogoară-te, căci poporul... Fiți atenți acum. Poporul tău, nu-i mai poporul Domnului, pe care l-ai scos din țara Egiptului, s-a stricat. Vă place? Eu acum vă întreb pe voi. A fost poporul lui Moise?
Moise o scot din țară. Păi cine l-a trimis pe Moise să se scoată? Ce-a făcut diferența? Care a fost diferența? Din ce cauză a ajuns Dumnezeu să vorbească așa? Ăștia nu și-au mai făcut recensământul. Izraele, auziți? Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, au zis ei. Știți? Citiți mai sus, să vedeți. Ăla a fost Dumnezeu, vițelul de aur. Știți ce i-a spus? Ascultați-mă. Știți ce a spus de fapt Dumnezeu? Traducere. Îmi plac traducerile. Băi, Moise, când ai plecat din țara Egiptului și tu ai fost ca și ei, mă. Băi, și tu ai fost ca și ei. Ai omorât un egiptean și ai crezut că faci bine. Și o trebuie să te duc 40 de ani să te țin acolo în Madian, să schimbi atitudinea și să înțelegi un lucru, că nu tu, ci eu. Că nu poporul tău, ci poporul meu. Ascultați-mă ce vă spun, dacă n-am timp acum să intru în subiect. Dacă vă duceți mai încolo, știți ce a făcut el? Și a zis, Doamne, nu-i poporul meu, e poporul tău. Dacă tu vei face treaba asta și nu te mai duci cu noi și vrei să nimicești, vor spune egiptenii că ne-ai scos afară ca să ne nimicești în mijlocul pustiei. Nu fă lucrul ăsta. Nu fă lucrul ăsta. Și-a făcut Moise ceva. La un moment dat și-a zis, mai bine șterge mie numele din cartea vieții decât să pedepsești pe poporul ăsta în halul care vrei să-l pedepsești. Cine a fost vinovat? Moise? Nu. Noi am fost vinovați. Ei au fost vinovați. Și uitați, merg înapoi la ceea ce am spus 7 și 9, la 7 la 9. Și ascultați acum, vreau să înțelegeți ceva important. Căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului, ce s-a întâmplat? Se poate? Se poate să le stricăm? Da, 100%. Când? Când nu mai facem recensământ al inimii și al sufletului nostru. Când nu mai scoatem ce nu trebuie afară. Pune versetul 8. Foarte curând, fiți atenți aici. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem eu și au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, au adus jertfe și au zis, Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Vă place? Foarte curând. Haideți să vă explic treaba asta. Dacă nu faci recensământ astăzi, foarte curând, chiar mâine dimineață sau până de seară, o să crească ce nu trebuie în inima ta. Foarte curând. Și o să ziceți, de ce? Păi vreau să-mi spuneți, ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre inima noastră? Cum e inima noastră? Deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Cine o poate? Cunoaște. Și eu zic, Dumnezeu o cunoaște. Și tu o cunoști. Numai știi ce faci tu? Ești un mincinos și jumătate că nu recunoști în inima ta. Că Dumnezeu știe. Dar dacă tu ai fi ăla care spui că ești și să-ți faci recensământ, îi spune, Doamne, sunt un păcătos, iartă-mă. Și Hristos zice, te-am iertat. Ascultați-mă, știți cât e de simplu? Repede! Repede! Și o să ziceți de ce? Cât de repede s-o strica poporul, tot atâta de repede poate să-l ierte Dumnezeu dacă se pocăiește. Pune și versetul 9. Domnul a zis lui Moise, văd că poporul acesta este un popor. Care e problema? Spuneți-vă, rog, care e problema? De ce nu se face recensământul? Suntem încăpățânați. Nu ascult. Cine e ăla, mă, să-mi spune mie cum să fac? Dar dacă e Duhul Domnului în el? Dacă Dumnezeu îți vorbește prin el și spune, băi, pocăiește-te că de nu, mâine se întâmplă așa. Nu, mă, cum să ascult tot de el? Cine e ăla să-mi spune mie? Păi eu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Poți să-l cunoști, dar nu-l împlinești, n-ai rezolvat nimic. Și Hristos spune, eu nu vreau să fii încăpățânat, ci eu vreau să fii unul care ascultă, că te învăț în fiecare zi ceea ce trebuie să știi. Soluția. Proiectează, te rog, Matei 18, 2 la 3. Mă opresc repede, vă promit. Dacă vine pizza, așteaptă 2 minute. Fiți atenți aici. Iisus a chemat la el un copilaș, asta este în Matei, în capitolul 18, versetele 2 și 3. Iisus le dă o lecție acum. Ori a dus mai încolo, să vă arăt, în capitolul 19. Ori a dus mai încolo niște copilași. Dar acum ascultați. Iisus, el, o chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor, pune versetul 3. Și le-a zis. Fiți atenți acum. Unul care nu minte. Nu minte niciodată. Adevărat vă spun că... De ce l-a spus adevărat vă spun? Nu știau ei că vorbește adevărul. Suntem noi încăpățânați. Și trebuie Dumnezeu să vină de 2, 3, 4, 5, 7 ori să ne spune băi, trezește-te, adevărat îți vorbesc. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți pocăi, așa le spune, pocăi, nu vă veți întoarce la Dumnezeu. De ce?
Acum vă întreb pe voi, când deraiază un tren, ce face cu el? Îl ia și aruncă la gunoi? Nu, îl ia și îl pune înapoi pe șine, drept? Așa trebuie să facem și noi. Dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, știți ce înseamnă lucrul ăsta? Știți ce? Noi așteptăm de la Dumnezeu, Doamne fă, Doamne dă, Doamne ajută-ne să nu... Auzi, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu, dacă nu vă faceți voi recensământul, dacă nu vă întoarceți voi cu toată inima de bună voie la mine, ok? Și acum ascultați. Și nu vă veți face ca niște... Am zis că ajungem la binecuvântare. Copilaș, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Vreau să vă întreb acum, câte adevăruri absolute sunt în textul ăsta? Nu mai versetul ăsta, în versetul 3. Adevărat vă spun... Dacă nu vă veți întoarce, la cine? Nu la ceea cât ce credeți voi. Voi credeți multe. Voi credeți dacă fac aia, e bine, dacă mai dau un ban acolo, la Dumnezeu. Poți să faci cât bine ai face. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu, nu ai rezolvat nimic. Și nu vă veți face ca niște copilași. Cu niciun chip. Garantat. 100%. Noi avem o vorbă, zicem, 100 în 1000. Ăla e 10%. Nu mai spuneți așa, că e o prostie mare de tot. Știți? 100 în 1000 e 10%. Spuneți 100%. 300% zic eu. Să fie 100% sigilat. Cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și o să ziceți, cum să mă fac ca un copilaș? Matei 9, 19, iartă-mă, 13 la 14. Matei 19, 13 la 14. Mă opresc repede. Atunci au adus niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Dar ucenicii îi? De ce? De ce îi certau? Făceau gălăgie, dar erau sinceri. Să băteau, dar să împăcau repede. Mai spuneau câte e un lucru rău față de celălalt și după aceea se strângeau în braț. Își luau mâncarea unul la altul și după aceea mergeau și mâncau amândoi cu aceeași ligură din același asta. Câți mâncați din aceeași ligură cu mine? Deci, băi frate, predici bine, ne spui adevărul, dar dacă trebuie să mănânc cu tine din blid, dă-i pace. Drept? Drept sau nu? Nu? Avem probleme. Ei, copiii fac treaba asta, știți? Iau același lalipap și amândoi trag pe el de n-ai văzut din altul. Și nu au nicio problemă, măi. Dar noi avem. Și noi spune că ne iubim ca frații. Vezi-ți de treabă. Fiți atenți aici. Ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei, dar ucenicii îi... Ok, pune versetul următor. Și Iisus le-a zis. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerului este a celor ca ei. Un lucru important acum care vreau să scot în relief. Dacă oamenii merg după voi, pentru că predicați bine, pentru că știți să faceți bine faceri, sunteți cei mai nenorociți și voi și ei. Problema este că de multe ori, noi slujitori, vreau să vă întreb, ucenicii a cui slujitori au fost? Au putut să vină copiii la ei, la ei Hristos? Nu, că i-au blocat ăștia. Nu facem și noi același lucru de multe ori. Că nu ne place nouă cum să desfășoară lucrurile, nu ne place nouă, așa-i? Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, că-ți împărăția celor este a celor ca ei. Traducere. Băi, nu numai ei, nu numai ăștia care ascultă cuvântul, și voi trebuie să vă faceți ca niște mici copilași ca să intrați în prezența mea. Să fiți maleabili, să fiți primitori, să fiți gata să faceți bine, să fiți gata să înțelegeți orice fel de situație, să fiți gata să le prezentați pe oameni, la oameni pe Dumnezeu și pe mine. Așa, asta a spus Hristos. Asta a spus Hristos. Și acum ascultați-mă. Când nu-ți faci recensământul și crezi buruieni, oamenii o să vadă buruienile mai tare decât rodul care l-ai, că nu mai e rod. Și nu o să poată veni la Hristos din cauza buruienilor care sunt în inima ta. Că tu nu ți-ai mai făcut recensământul. Că tu nu ești mai cu un copilaș micuț. Și acum fiți atenți. Fii atenți. Ne ajungem la binecuvântare. Numeri, capitolul 6, 22 la 27. Și facem imediat și binecuvântarea. Fiți atenți aici. Numeri, capitolul 6, un pasaj care noi îl folosim de fiecare dată la binecuvântare, nu băgăm de seamă nimic la el. Numeri 6, 22 la 27. Mulțumesc. Fiți atenți acum aici. Domnul a vorbit lui Moise și a zis. Cine a vorbit? Dumnezeu. Vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le. De ce i-a spus să vorbește lui Aron? De ce nu a spus lui? Că azi vă spun ce cauză. Cine a păcătuit? Cine a dus pe popor în rătăcire? Cine? Aron, nu? Eu știu că tu asculți. Dar trebuie să știi alții. Vorbește.
Așa să binecuvântați pe copilul Israel și să le ziceți. Pune versetul următor. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Am o întrebare pentru tine. Poți să rostești binecuvântarea asta dacă tu trăiești cum trebuie cu Dumnezeu? Hai acum să ne ducem mai departe. Fiți atenți aici. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel. Poți să dai ce nu ai. De câte ori v-am spus treaba asta? Poți să-ți iei copilul în brațe acasă și să zici, te binecuvântez în numele lui Iisus Hristos. Că tu astăzi ai făcut ce tu trebuie. Poți? Versetul 25. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. De ce? Că peste mine nu luminează fața lui Dumnezeu. Dar să-ți dea el pacea, că eu nu am pace. Și mai vreau să spun ceva. O să vină copilul la tine, că tu te rogi pentru el și o să zică către tine, tată, ești un fățarnic. De ce? Păi tu ești agitat tot timpul. Tu faci scandal, tămbălău în casă și tu vii să pui binecuvântare peste mine. Poți să mai spui tu treaba asta? Am zis că ajungi la binecuvântare. Nu vă place, eu vă spun adevărul. Mergeți la versetul următorul. 27. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Du-te înapoi la 26, iartă-mă. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Ascultați-mă. Să uită copii, vreau să fiți atenți la ce vă spun acum. Copilul tău e mic, uite așa, atât. Când se uită la tine, la ce se uită? Când tu vorbești cu el, la ce se uită? Se uită la bustul tău, se uită la pieptul tău, la ce se uită? Se uită la fața ta. Și vrea să vadă ce iese din gura ta dacă tu faci. Domnul să-și înalțe fața peste tine. Eu am o întrebare acum pentru noi, tații. Dar noi nu trebuie să ne înălțăm fața peste copiii noștri. Ha? Ce ziceți? Și pentru ce ne înălțăm fața peste ei? Să-i protejăm, să-i învățăm bine, să-i învățăm calea lui Dumnezeu, să le arătăm cum trebuie să trăiască. Fii atent aici ce spune dimineața asta. Eu vorbesc acum în dreptul meu. Deci, știi de ce s-a dat Dumnezeu copii? Nu că ai cerut. Pentru că vrea ca să-i înveți calea lui. Pentru că vrea ca tu să-i binecuvântezi. Pentru că vrea ca la timpul lor să fie binecuvântați de tine și ei să te binecuvânteze pe tine. Ați auzit copiii din aia care după 25-30 de ani zic, dar nu vreau să aud pe tata. Nu vreau să aud de el. De ce? Păi, a fost așa, așa, așa. Ați auzit din aia? Eu nu vreau așa ceva. Paranteză. O zi soția mea zice, băi, nu ne scăpăm de copii niciodată. Râdeți, așa-i? Băi, zice, noi nu ne scăpăm de copii niciodată. Ascultați-mă, la noi până la 11-12 noaptea sunt copii în casă. Și acum ascultați-mă, vă fac să zâmbiți. Și aia căsătoriți cu copii. Ați auzit? Și acum vreau să vă întreb ceva. Ia întrebați, vin că e rău sau că e bine? Știți ce ne-a zis cineva acum recent? Supărați-vă dacă vreți sau să mă judece cineva. Nu mă laud. Mă laud cu Dumnezeu mântuirii mele. Nu mă laud cu mine, cu Dumnezeu mântuirii mele. O zis, bă, nu știu, când vin la voi acasă, zice, simt așa o pace, zice, o armonie, zice, n-aș mai pleca acasă. Și o să vă spun din ce cauză. Că e Dumnezeu în mijlocul ecuației. Înțelegeți ce vă spun? Eu n-am ce să vă ofer. Dacă nu-i Hristos, nu vă pot oferi absolut nimic. Dar când Dumnezeu este prezent, ascultați-mă, cu Dumnezeu strângem și fără Dumnezeu risipim. Așa scrie cuvântul lui Dumnezeu, drept? Păi dacă ai magnetul ăsta cu tine, poți să ții pe cineva departe de tine. Nici vorbă, tot o să fie numai după tine. Hristos zice că a plecat într-un loc pustiu să se odihnească și mulțimea au aflat și a plecat după el. Auzit? De ce? Că a avut ceva ce să le ofere. Ce? Pe Dumnezeu și pace. Probleme, rezolvarea la problemele lor. Slăvit să fie Domnul. Pune-te, rog, mă opresc. Ioan, mergem înapoi. Am zis că încep cu Ioan 14, 30 și termin cu 31. Fiți atenți acum aici. Ioan 14, versetul 31. Hai să citesc încă o dată și 30 ca să facă sens. Fiți atenți acum. Nu voi mai vorbi mult cu voi, cu asta am început, căci vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine, punct și virgulă, acum fiți atenți la versetul următor, 31. Dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Sculați-vă, haideți să plecăm de aici. Ascultați-mă, pentru cine a fost lucrarea lui Hristos? Vorbiți tare. Pentru cine a fost lucrarea lui Hristos? Dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl.
Fraților, dacă lumea nu mai știe că noi îl iubim pe Dumnezeu, să mai întoarce la Dumnezeu. Ha? Auziți? Hai să vă explic un lucru. Zice, băi, fii atent aici. Am mers la un restaurant, e atât de vestit restaurantul ăla și zicea, au mâncare din abundență. Zicea, trebuie să mergeți și voi. Dar cum a fost mâncare? Băi, atât a fost de rea. Atât a fost de rea, zice, vai și amar. Dar zice, din abundență și foarte ieftină. Să duce cineva. Să duce. Nu-și vorbă. Dar ascultă-mă, când tu le prezinți un restaurant care tu l-ai experimentat și zici, băi, un restaurant bun, mâncare bună, prețuri acceptabile, eu, și acum tu ești un reprezentant, că tu ai gustat de acolo și le prezinți. Păi nu ești un reprezentant care reprezintă pe tatăl și ascultă-mă ce spun. Tu nu poți să spui oamenilor să iubească dacă tu nu iubești. Pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe tatăl. Și o să vă întreb acum din ce cauză. Știți la ce, pe ce vorbea el? Vă zic, băi, voi o să vedeți că nu-i numai vorbărie goală. Să va face recensământul meu și eu voi dovedi că eu îl iubesc pe tatăl. De ce? Că ăștia mă vor pironi pe cruce și voi accepta de bună voie că îl iubesc pe tatăl. Voi înțelegeți? By the way, vreau să vă spun un lucru care nu cred că l-aș știu. M-am rugat astăzi acum aici cu voi. De fiecare dată Dumnezeu mă iubește. S-a spus ceva soției și vă spun și vouă. Ascultați-mă, dacă voi credeți că eu am înțelepciune, sunteți cei mai greșiți. Mi-o dă Dumnezeu. O am pentru că mi-o dă Dumnezeu, nu din cauza că o am eu. Nu m-am născut eu cu înțelepciune, că eu sunt rotund. Dumnezeu îmi descoperă lucruri care eu nu le cunosc. Voi înțelegeți? E scris în cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați-mă. Știți din ce cauză Hristos, paranteză, a fost răstignit și pironit în mâini și în picioare? Știți? Hai să mă duc mai departe, repede. De ce ori fost toți tâlharii pironiți pe cruce? Era the ultimate punishment, adică pedepsirea ultimă. De ce îi pironea în mâini și în picioare? De ce? Hai să vă spun din ce cauză. Că cu mâinile făceau lucruri urâte și cu picioarele umbrau unde nu trebuie. Niciodată nu m-am gândit la treaba asta. Astăzi, în timp ce mă rugam, Dumnezeu mi-a spus. Și-o zis, știi ce? L-am pironit pe fiul meu în palmele și în mâinile lui, dar voi, de fapt, ați lucrat cu mâini murdare. L-am pironit pe fiul meu în picioare, dar voi trebuia să fiți pironiți că ați umblat unde nu trebuie. Drept? Și voi nici măcar nu băgați de seamă lucrul ăsta. Ce spune? Gata, l-o răstignit. Ce? Să-l... Ascultați-mă, nu din cauza asta. O plătit ce trebuia să plătim noi. Mâinile noastre au lucrat din legiuirea și picioarele noastre au alergat să facă păcat. Și Hristos o trebuie să plătească pentru noi. Că putea Dumnezeu să lase să moară altcumva. Dar nu l-a lăsat să moară altcumva. Și acum ascultați. Mă duc la Ioan capitolul 14, versetul 31. Și că fac așa cum mi-a poruncit tatăl. Mă opresc la treaba asta acum. Ascultați-mă bine. Mai faci ce ți-a poruncit tatăl? Mai faci? Haideți să vedem ce ne-a poruncit tatăl ca să înțelegem. Proiectează Iacov. Capitolul 1. Începând cu versetul 18. O să mergem până la 23. Iacov, capitolul 1. E ok dacă ne ia puțin de timp, nu e niciun fel de problemă. Ok? Versetul 18 până la 23 mergem. Fiți atenți acum. Ascultați acum, că am discutat despre ceva și vă dau acum și soluția. El, de bună voia lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor lui. Pune versetul 2. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om, acum începe rețeta. Orice om să fie grabnic la? Ascultare. Nu la mânie. Nu la enervat. Nu? La ascultare. Încet la vorbire. Ascultați acum, asta îmi place. Zăbavnic la mânie. Știți ce e zăbavnic? Zăbavnic e să fii leneșul leneșilor, să nu faci nimic. Pică pară măleață în gura lătăflați. Dă-i mai departe. Căci mânia omului nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu. Ești mânios? Ești agitat? Ești nervos? Ești gata să bați cu pumnul în masă? Ești gata să asuprești pe toți? Uite aici. Rețetă pentru tine. Mânia omului nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu. Poți să-mi spui cât vrei că ești cu Dumnezeu și Dumnezeu cu tine, că nu te cred.
De ce? Nu te crede nimeni. Nu numai eu, nimeni. Du-te și spune la oameni că tu ești agitat. Mi-a venit cineva la mine, fac o paranteză. A venit cineva la mine și mi-a spus în urmă cu 2 ani de zile despre unul care predică Evanghelia și în ziua de astăzi. Ascultați-mă, duminică a predicat la altă adunare. Și mi-a zis că la un moment dat făcea un geam, nu ieși geamul cum trebuie. Și ascultați-mă ce vă spun, era într-o casă nouă. A luat un topor și s-a năpostit la o săracă ușă. Nu i-a făcut ușa aia nimic. A făcut o țândări, bucăți. La urmă trebuie să o plătească. La constructor, la ăla care construia casa. O trebuie să plătească ușa, dar de energi o făcut ușa țândări. O zis ăla, zice, mi-am strâns pule și am plecat de acolo. Deci am crezut că poate îmi dă și mie cu toporul în cap. Acum vreau să vă întreb ceva. Te vede unul și tu spui că ești copilul lui Dumnezeu. Și te vede că tu ești mânios așa. Păi tu crezi că mai prins lângă tine să-i mai spui de Dumnezeu? Vezi de treabă, când te vede fugi cu 100 la oră. V-aș spune ceva acum să vă fac să zâmbiți puțin, să înțelegeți, dar n-am timp. Vă spun cu altă ocazie. Pune-vă, te rog, următorul verset. Mă opresc pe tine. De aceea, ascultați acum, notați-vă. De aceea lepădați orice necurăție, recensământul inimii și a sufletului. Scoateți tot ce nu-i bun. Și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe. Ascultați. Cuvântul care l-ați auzit, așa scrie, sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Dar vreau să înțelegeți ceva. De ce a spus aici, care vă poate mântui sufletele? De ce nu a spus, care vă va mântui sufletele? Doar dacă îl păzești să înflorească și să aducă rod, făcând recensământul inimii și a sufletului tău, în fiecare zi. Versetul următor. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri, auzi? Hai să inversăm. Vă înșelați singuri, fiind doar ascultători, dar neîmplinitori ai cuvântului. Sună mai frumos, așa-i? Vă înșelați singuri. Următorul verset și ultimul. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, fiți atenți aici, zice, auzi, las că mă cunoaște Dumnezeu. Ați vorbit cu din ea, zice, știe Dumnezeu despre mine, știe ce am făcut eu, știe. Păi vrem să știm și noi, mă. Spune-ne și nouă, arată-ne și nouă ce faci. Că dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, fiți atenți, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă, dă-și 24. Și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Hai să vă traduc și mă opresc. Ascultați-mă. Ai venit la adunare, tu ești rău. Tu nu împlinești cuvântul lui Dumnezeu, tu trăiești cum vrei tu și Dumnezeu în ziua de astăzi ți-a pus în fața ta toate păcatele tale. Ți-a zis tot ce ai făcut, tot. Știi ce îți lipsește? Știi ce? Te-ai văzut în oglindă, te-ai uitat și ai zis, bă, ăsta-s eu, gata. Singurul lucru care îți lipsește este tu să ceri iertare și Dumnezeu să te ierte. Și în loc să faci tu pasul, Hristos este aici, e gata să te revendice, vorba mea. Și tu zici, știi ce? Vreau să uit. A fost o emoție. Într-adevăr, am plâns. Într-adevăr, e adevărat. Da, e bine așa cum e. Mă duc și văd de treaba mea. Și ascultă-mă ce spun. Starea ta va fi mai rea duminica viitoare. Ai știut? Sau chiar mâine. Dar ia cheamă-L pe Hristos și zici, Doamne, m-am privit în oglindă astăzi, am văzut exact așa cum sunt. Știu, Doamne, Dumnezeul meu, L-ai pus înainte. Doamne, îmi fac recensământul sufletului și a vieții și a inimii mele și a gândurilor mele în dimineața aceasta și vreau un singur lucru de la tine. Te rog în numele lui Iisus Hristos, nu vrei să mă ierți? Vreau să mă întorc cu toată inima la tine, vreau să fac voia ta. Te rog în numele lui Iisus Hristos, ai milă de mine. Vrei? Eu vreau din toată inima. Amin. Fraților, după ce facem, după ce am vorbit, iertați-mă, după ce am vorbit, acum trebuie să-și împlinim. Că degeaba vorbărie goală și nu primim absolut nimic. Și știți ce o să facem acum? O să luăm un copilaș micuț, o să luăm în brațe, o să ne punem fața peste el și ceea ce în inimă rostim asupra lui. Și știți ce o să se întâmple? Tot ce am rostit din cauza că noi trăim curat cu Dumnezeu, Dumnezeu împlinește în viața lui. Știți lucrul ăsta? Am oprit spunându-vă atâta. Tată, mamă, de aici sunteți responsabili. De aici mergeți acasă. De aici trebuie să lumineze fața lui Hristos peste el prin voi. De aici copiii trebuie să se uite la voi și să spună, tata și mama iubesc pe Dumnezeu.
Tata și mama nu fac ce nu îi place lui Dumnezeu, ci fac exact cuvântul lui Dumnezeu. Îl împlinesc în totalitate. Și data viitoare, când o să venim aici, copiii vorbesc între ei și o să spună: auzi, hai să spun ceva, tata meu zâmbește. Auzi, tata meu a vorbit frumos. Auzi, tata meu a spus: Domnul să te binecuvânteze. Auzi, tata meu a spus: Domnul să fie cu tine. O zis tata meu: Dumnezeul meu, căruia îi slujesc, să facă să lumineze fața lui peste tine. Și ascultați-mă ce vă spun. O să mărturisească copiii despre noi. Vreți lucrul ăsta? Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului la rugăciune.